Bun găsit tuturor! Am avut bucuria să văd acum câteva zile în presă o fotografie cu Dylan. Dylan este fiul Nadiei Comăneci și a lui Bart Conner, doi campioni mondiali la gimnastică, o familie absolut extraordinară și merită să ne oprim puțin asupra poveștii lor, pentru că văzându-l pe Dylan alături de mama lui la Globurile de Aur, stând de vorbă cu Richard Gere, cu Antonio Bandera și cu multe alte vedete, trebuie să intrăm puțin în povestea frumoasă și a Nadiei Comăneci din România, după și legat de România din 1990 încoace, pentru că sunt câteva lucruri interesante în legătură cu acest copil și în legătură cu această familie. Atenție, urmează amănunte extrem de interesante pe care numai de la noi le puteți asculta. După o perioadă destul de grea din punct de vedere personal pe vremea lui Ceaușescu, momentul în care, iubită fiind Nicu Ceaușescu, dar în același timp fără niciun fel de orizont în viață, Nadia Comăneci se hotărăște să plece în străinătate, sigur că are o conjunctură destul de neplăcută, până când America îi dă ceea ce merita și nu mai găsea în România, și anume mult respect și o viață absolut firească, frumoasă, folosindu-i se imaginea așa cum se cuvine pentru cea care efectiv a schimbat imaginea gimnasticii și valoarea și farmecul gimnasticii, așa cum Ilie Năstase a făcut în tenis. Sunt creatori, ei trebuie respectați pentru totdeauna. Prin urmare, Nadia Comăneci își găsește fericire alături de Bart Conner, un american deștept, blând, la locul lui, un fost campion olimpic și el, și trebuie să vă spunem că ei au realizat în 1996, și aici vine povestea pentru care chiar merită să dați subscribe și să dați acest film mai departe și să-l share-uiți. În 1996, după câțiva ani de relație, Nadia Comăneci și Bart Conner se hotărăsc să se căsătorească și să facă nunta la București. Nunta Nadiei Comăneci și a lui Bart Conner din anul 1996 este prima nuntă din România făcută așa cum ar trebui să aibă sau așa cum putea să aibă un star internațional. Pentru că Nadia Comăneci a avut o nuntă româno-americană, dar la cel mai înalt nivel. Pentru cine nu știe, nașii de cununie a Nadiei Comăneci și a lui Bart Conner sunt Dana și Adrian Năstase. Adrian Năstase, care în 1996 era doar ministru, un politician important, e adevărat de asemenea în zona social-democrat. Ei bine, vine o zi frumoasă de aprilie, foarte, foarte frumoasă, în care se petrec evenimente așa cum nu s-au mai întâmplat până atunci în zona mondenă. Cununia civilă nu se desfășoară la o primărie, ci la Cercul Militar Național, unde un ofițer al stării civile vine și oficiază această ceremonie, la care participă foarte mulți miniștri din Guvernul României. Ne aducem aminte că acolo au fost și Teodor Meleșcanu, evident și Adrian Năstase și mulți alții care au simțit nevoia să fie prezenți la acest eveniment foarte, foarte frumos. Însă era și foarte multă pază, pentru că era vorba de foarte mulți demnitari, era vorba de personalități de rang internațional. Prin urmare, chiar observa cineva că numărul celor care păzau era aproape egal cu al celor care asistau la acest eveniment, la care a mai fost și George Copos, a fost și George și cu Viorel Păunescu. În momentul în care Nadia a spus da și a ieșit la balconul Cercului Militar Național salutând fanii care se aflau acolo, au fost foarte mulți oameni care au lăcrimat din familie inimoasă ei mamă Ștefania Comăneci, dar și oameni apropiați ei. A urmat evenimentul foarte frumos cu cununia religioasă de la Mănăstirea Cașin, o mănăstire Cașin care a fost atunci decorată și n-a mai fost niciodată decorată astfel, cu ghirlande de flori, cu funde absolut superbe. Ei bine, acolo a fost o ceremonie foarte frumoasă, o ceremonie simplă. Trebuie spus că ofițerul stării civile a spus celebrele fraze și în română și în engleză, la engleză potignindu-se un pic. Ei bine, Bart Conner, de religie metodist, nu a înțeles mare lucru, dar a fost fermecat de slujba profund ortodoxă la care a luat față, iar Adrian Năstase a avut rolul principal al nașului, minus o secundă când un fotoreporter foarte cunoscut și foarte bătăios din acea vreme și care mai trăiește și astăzi, la un moment dat, mergând cu spatele, încercând să fotografieze pe cineva, a dat peste Adrian Năstase, a crezut că e un bodyguard și i-a zis, dă-te bă mai încolo. Ei bine, acest eveniment nu a umbrit însă un eveniment, un osi absolut superbă care a continuat cu primirea la Cotroceni a cuplului Nadia Comăneci și Bart Conner. Prin urmare, un președinte de stat urma să o primească pe Nadia Comăneci pe un star al acelei țări, un star planetar, în ziua în care s-a căsătorit.
cu adevărat o chestiune unică în viața mondenă a țării din ultimii 30 de ani. A urmat o ceremonie foarte elegantă și foarte discretă la Palatul Cotroceni. E adevărat însă că Ilion Iliescu, care era președintele țării în acea vreme, fiind foarte punctual, a așteptat și cuplul de tineri căsătoriți s-a lăsat destul așteptat, întârziind cam o jumătate de oră, dacă nu mai mult, la întâlnirea cu președintele statului. A urmat o nuntă foarte frumoasă la Palatul Snagov, unde mulți artiști se pregăteau să interpreteze piese foarte frumoase, pentru că era un eveniment unic, evident, la Palatul Snagov. Printre artiștii care urmau să cânte se aflau Corina Chiriac, Monica Angel, Elena Merișoreanu, iar maestru de ceremonii, pentru că iată, de atunci maestru de ceremonii se introducea așa cum se cuvine la un eveniment foarte frumos, era Gabriel Cotabiță. Da, da, chiar Gabriel Cotabiță, care și-a făcut, așa cum a fost el întotdeauna, la superlativ, s-a achitat de acest rol. Monica Angel a avut inspirația să cânte mai devreme, ocazie cu care și-a cântat aproape tot recitalul, pentru că cei doi invitați străini care au apărut în incintă, este vorba despre Toto Cutugno și actorul Franco Nero, au făcut ca tot programul artistic să fie dat peste cap, pentru că toată lumea a dorit să vorbească și să se fotografieze cu Toto Cutugno și cu Franco Nero. Prin urmare, ceilalți artiști nu au mai apucat să cânte. Însă Toto Cutugno a fost rugat și evident a cântat câteva melodii pentru tineri căsătoriți. Trebuia să fie și ritualul furtului miresei, care a fost executat, ca să fie clar și să fie totul în bună pază, a fost înfăptuit chiar de cei care păzeau Palatul Snagov, care au dus-o pe Nadia Comăneci pe un vaporaș care se afla pe lac. S-a început licitația pentru recuperarea miresei de la $1,000. A apărut și prințul Paul de România, care a încercat și el să liciteze și, dându-și seama că situația poate să scape de sub control, Bart Conner a aruncat direct suma de $10,000 pentru a-și recupera mireasa, care urma să fie oferită unor acte caritabile, ceea ce de altfel s-a întâmplat. A fost o pereniță care a durat o oră, timp în care premierul Văcăroiu, familia Năstase, Edana și Adrian Năstase, chiar și Ilie Năstase la un moment dat, au dansat așa cum nu i-ați văzut niciodată. A fost un eveniment foarte frumos. Un eveniment care a consfințit o căsătorie și, evident, lumea a așteptat ca să vină copilul cât se poate de repede. E vorba despre Dylan, despre care am vorbit mai devreme. Dylan avea să vină pe lume abia 10 ani mai târziu. Atunci Nadia și cu Bart Conner au devenit părinți și nașterea a fost una cu destule emoții, pentru că cu 2 săptămâni înainte de a naște, pe 2 iunie, Nadia s-a dus la un control, era 8 luni și ceva, iar doctorii au spus: nu mai pleci din spital, rămâi aici, pentru că trebuie să naști acum. Ar fi trebuit să nască pe cale naturală, dar a născut prin cezariană. Copilul a avut 2,3 kg și a rămas câteva zile în spital pentru a se întrema și reținem că dacă ea nu s-ar fi dus la control sau dacă ar fi amânat nașterea, probabil că el ori nu s-ar fi născut în condiții bune, ori nu ar fi supraviețuit. Iată că o inspirație absolut divină a Nadiei Comăneci a făcut ca acest copil minunat să se nască și, după cum l-ați și văzut în imaginele care au apărut în presă, este un copil educat, un copil care seamănă extraordinar din punct de vedere fizic cu tatăl lui, are cel mai mult din fizicul tatălui lui și ar trebui să observăm acest lucru și ar trebui să ne fie o lecție de stil și de comportament. Nadia Comăneci rămâne una dintre cele mai decente, la superlativ din punct de vedere al imaginii, personalități pe care România a avut bucuria să o aibă în ultimii 50 de ani, ocazie cu care, după cum 50 de ani de când ea este celebră, și după cum vedeți, Nadia Comăneci a păstrat întotdeauna imaginea intactă, au fost tot soiul de bârfe legate de ea, dar foarte mici și neimportante, și rămâne un simbol și s-a comportat ca atare. Păi Ilie Năstase l-a mai pierdut pe drum, a avut gesturi, mă rog, Ilie totdeauna a fost puțin imprevizibil, este vedeta care întotdeauna a fost egală cu ea. Nu e de mirare că la marile premii internaționale, la care vedete de prim rang, celebrități ale planetei,
să fie prezente. Nadia Comăneci este invitată, iar cel mic are ocazia să vorbească cu oameni pe care nu i-am văzut decât în filme. Felicitări, Nadia Comăneci, iar aceste povești vă fac să înțelegeți de ce ar trebui să ne uităm cu mai multă atenție la Nadia Comăneci, pentru că personalități ca ea nu prea am avut și nu știu când o să mai avem. Abonați-vă, subscribe și share, că-s poveștile frumoase!